lumea artistică este în doliu. După ce s-a aflat că Akira Toriyama, cunoscut pentru opere precum Dragon Ball și Dr. Slump, a murit. Artistul din Japonia avea 68 de ani. Akira Toriyama este un nume iconic în lumea animeului și mangaului, cunoscut în special pentru creația sa remarcabilă, Dragon Ball. Născut pe 5 aprilie 1955 în Nagoya, Japonia, Toriyama a crescut într-o familie modestă și și-a manifestat interesul pentru desen încă din copilărie. Cu toate că a început să studieze desenul la liceu, a abandonat mai târziu și a devenit desenator de manga independent. Cariera lui Toriyama a început să strălucească cu adevărat în anii 80, când a creat seria manga Dr. Slump, o comedie științifico-fantastică plină de umor și personaje carismatice. Succesul acestei serii l-a plasat în atenția publicului și a industriei manga, deschizându-i calea pentru proiectele viitoare. Cu toate acestea, consacrarea internațională a venit odată cu crearea operei sale de referință, Dragon Ball. Această serie de manga și anime a devenit rapid un fenomen global, captivând milioane de fani din întreaga lume. Cu elemente de acțiune, aventură, comedie și lupte spectaculoase, Dragon Ball a redefinit genul shonen și a influențat o întreagă generație de artiști și fani. Unul dintre elementele distincte ale lucrărilor lui Toriyama este caracterul său unic de desen, care combină linii simple și expresive cu o varietate incredibilă de personaje și creaturi fantastice. De asemenea, abilitatea sa de a integra umorul în povești serioase și de a crea lupte epice și strategice a contribuit la succesul său durabil. Pe lângă Dragon Ball, Toriyama a mai creat și alte opere notabile, precum Dr. Slump și Sandland, dar niciuna nu a atins nivelul de recunoaștere și influență ca și Dragon Ball. Deși este adesea asociat cu Dragon Ball, Toriyama este un artist prolific și versatil, abordând diverse genuri și stiluri în cariera sa.